Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, s-a întâlnit cu militarii americani detașați în Polonia, înaintea întâlnirii sale cu oficialii polonezi. Acesta s-a așezat alături de ei la masă și a mâncat pizza. Dacă vă puneți să mâncați, atunci mă așez și eu să mănânc ceva. Este în regulă, i-a întrebat Joe Biden pe militari. Aceștia i-au făcut imediat loc la masă și au oferit liderului american o felie de pizza. Mulți dintre ei și-au scos telefoanele mobile și au făcut câteva fotografii cu președintele. El a mâncat pizza împreună cu militari din divizia 82, aeropurtată a SUA, desfășurați în Polonia pentru a consolida flancul estic al NATO după invazia Rusiei în Ucraina. Mulțumesc mult pentru tot ce faceți. Voi sunteți cea mai mare forță de luptă din istoria lumii. Sunteți în centrul unei bătălii între democrații și autocrați. Ceea ce faceți este important, cu adevărat important, a spus Biden în fața soldaților americani. În cadrul turneului său european, Joe Biden a participat joi la Bruxelles la 3 summituri succesive ale NATO, G7 și Consiliului European, în contextul războiului din Ucraina și cu scopul declarat de a coordona poziția alianților. În Polonia, Joe Biden a lăudat curajul și rezistența civililor ucraineni, spunând că au coloană vertebrală, iar lumea se confruntă în prezent cu o luptă între democrație și oligarhi, relatează CNN. Cetățenii ucraineni au coloană vertebrală, au mult curaj, a mai spus Biden.